și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Astăzi o să învârtim niște roți până la Poiana Brașov, unde nu o să mai învârtim nicio roată, o să ne urcăm pe niște plăci. O să încercăm să supraviețuim în cursul zilei, dar în același timp să prindem și niște cadre frumoase. Merg cu un prieten de data aceasta. Este prima călătorie în care mă însoțește cineva. O să mergem. Am prins un accident pe drum, în sfârșit am scăpat de aglomerație. Suntem cu Robică. Ele. Robică este pregătit pentru placă. Astăzi vom încerca imposibilul. Ne-am săturat de schiuri, considerăm că suntem deja foarte experimentați pe schiuri, așa că încercăm pe placă. Pe schiuri deja nu mai e nimic nou pentru noi. Așa că încercăm un nou sport care ne poate aduce ceva daune fizice. Să stricăm asta dacă mergem. Robică corporatistul care merge la ski în weekend. Când timpul săptămânii muncești. Iată că am ajuns și pe părâul Race, cum spune Waze-ul. Am găsit și loc de parcare. La singurul loc de parcare din Poiana Brașov. La ora 9, la sâmbătă. Sâmbătă la ora 9, da. Mergem să închiriem niște plăci și dăm drumul. Cât e, Robică? 9.30? Este 9.26. Foarte bine, hai să-i dăm drum. Ți-ai luat, Robică, placă? Uite de aici. Auzi prețul. Hai că stabilim imediat prețurile, ne-am luat și plăci. Acum urmează să stabilim. Ok, 120 de puncte, 500 de lei. Da, iau-o pe aia, 120 de puncte, 500 de lei. Sunt plăcile. Iar aici e nebunie. Uite ce e aici. La închirieri, la poalele pârtiei. O avem aici pe Florentina. Ce ne înveți astăzi? Să schiem sau să ne dăm cu placa? Ce vreți voi? Noi ne-am luat placă, tu poți să ne înveți să schiem. Deci mulțumim mult pentru plăci. Și ne vedem sus pe pârtie, la un vin fier, la o ciocolată caldă, da? Ciocolată caldă, nu. Merge, Robică? La unde ți-e casca? În mână. Hai, ne vedem sus. Mulțumim pentru echipamente. Hai că am ajuns, suntem primii la coadă. Da, din partea asta la altă. O jumătate de oră minim. Practic avem 300 de metri de mers și ajungem acolo. Ia zi, Robică, în cât timp ajungem la coadă? În maxim 12 ani. 10 minute mai târziu, echipați complet. Ia uite și pe Robică și pe Dan. Salutăm, salutăm. E o echipă de 3. Dita mai echipa de 3. 2 nu promitem că se întorc. Deci a durat 10 minute. A durat 10 minute de acolo din spate până aici unde suntem noi. Nu e foarte rău, nu, e ok. 20.000 de ani mai târziu suntem în gondolă. Dar cum nu suntem noi în gondolă? Cu placa înăuntru aici. E bine cu Dan. În anul 2015, da? Suntem. De fapt, suntem în 2030 după cât am stat la coadă. Nu eram căsătoriți, n-aveam copii. Ne-au intrat picioarele. Cu 2 cm. Suntem mai mici? Da. Cu 2 cm pe tot.
Ce comandă, Robica? Ciocolată caldă cu frișcă. Uite capul nostru, stăm de 40 de minute la coada asta. Ciocolată bătută. Îmi vine să comand tobarul și să le vând afară la ușe mai scumpe. Și suntem aici cu sponsorul nostru oficial, Zolper Construct SRL. Din partea casei. Din partea casei. Ia o zon. Păi aici, la protocol. A zis. Spune ce ai, te rog. Mai vrei ceva, Marcele? Ia dublu, ia două. Adică... dublu dacă e din partea casei. Spune ce? Lasă-o, plătim două, ne-a dat patru. Deci nu, ia mai multe, că nu mai stăm la coada asta. Încă două, hai, dă-le. Vă luam-o și cu vreșcă. Ce-i de rău, cam? Oh, la Robică, bere artinazală. Lasă-le să se ducă. Ia uite. Să se ducă. Bravo, Robică. Mulțumim frumos, băieți. Pentru cine vrea pizza. Suntem cu sponsorul nostru oficial, Zolter Construct SRL. Zolter. Aici la cabana noastră. Cu Dan ne-am regăsit. Bună, Doamne ajută. Înseamnă că tetra trebuie să fie de la... bere artinazală. Artinazală? Protocol. Bună, artinazală. A fost gratuită aici, la Jager Chalet. Poate faceți și o comunicare. Avem aici capra neagră care ne păzește căștile. Suficient cu pauza. Cum place la Poiana? E fain, e viteză! Bravo, cu ce vă dați? Cu schiurile? Da, da, da! Bravo, bravo! Distracție plăcută! Mulțumim! Follow! Follow-le! Abonați-vă! Abonați-vă și dați like! Mulțumim, mulțumim! Ciao! M-ai găsit? Asta. Dă click pe el. Așa, abonează-te. Și vineri o să postez clip. Păi nu ai cont, trebuie să-ți faci cont, da? Păi un print screen. Salut! Nicolas, uite, suntem aici cu Nicolas, care se dă pe schiuri. Mersi, Nicolas. Să le arăt și la colegii pe canalul meu, da? Mersi, salut. Robot, robot, așa. Thank you.
Bine, Dan! Uite, puteți să veniți de aici la portavalul și să mâncați internațional. Salut! Salut! Poți să te abonezi și poți să vezi vineri postarea. Cum te cheamă? Cristi Luca? Îmi pare bine, Cristi. Salut, distracție plăcută! Gata, am reușit să mă echipez în sfârșit. Salut, băieții! Salut, Liviu! Cine e Liviu? Uite acolo, uite pe spate. Salut! Am sosit! Bine ai venit! De când te așteptam? Uite și Miții! Uite și Miții! Hai, Miții! Bravo, Miții! Du-te, du-te, du-te! Hai, gata, hai! Hai, Miții, hai că să urcă mai mult! Dacă vreți să vă dau canalul de YouTube să vă vedeți! Da? Să scrieți Descoperă România și am o filmare cu Transalpina acolo. Okay. Vă abonați și vedeți. Deci Descoperă România și o filmare, episodul 1 Transalpina la la la. Da? Cu plăcere. Distracție plăcută. Și vineri intră și filmarea asta. Mulțumim. Distracție. Nu se vede placa pentru că... Pentru că e prea plină de zăpadă. Stai mai ușor. Și încearcă în picioare, da? Ce ai găsit? E prost, băi. Este foarte multă ceață, foarte mult. Prea puternică ceață. Cred că da! Ce? Cred că da! Deci asta a fost planton pe burtă, așa se numește. Haide! Bă,
Adică eu cred că merg cu stânga în față, bă. Păi da, mă, da. De-asta ți-e greu, zic eu. Placa, bine, cred că arunc trei cu astea acum, dar nu-i problemă. Că mai Hai să dăm clăparii jos, ăștia placa, cât avem picioare, dracii să ia. Deci Robica, cel mai prost echipament ăla. Eu n-am văzut echipament mai prost. Puiana Brașov, ianuarie 2024, Rossignol Club, cel mai prost echipament. Da, dracii, dacă nu. Cred că s-a dat și Ceaușescu cu echipamentul ăsta. Hai. Încă un pic, încă un pic. Hai, dă-mi. Ia zi, Robica. Totul e bine? Nu. Nu? Totul e bine când se termină cu bine și ajungem la Ruia cu bine, da? La Ruia, da. Și ninge. Ninge un pic, așa-i? E foarte frumos. Hai. Băi, nu e bine cum îți fie alea, deci nu e, e greșit 100%. Lasă-ne, mă, că când mor, bă, asta nu mai atârnă pe jos. Ok. Hai să vedem cât e coada de mare. Da! Cât am stat aici? În jur de 15 minute, nu? Cam așa, nu? De ce nu arătăm Robica în față? Zic că poate se întreabă oamenii de ce nu arătăm în față. Frumos ca să vadă și... Trebuie să fie aici, prezent. Ce să vezi în față? Pe colegul. Maxim. Ai văzut ce au scris în zăpadă? Nu, bordul nu-i pentru purtoși. Nu că am fi noi purtoși, dar doar avins. Te-ai hotărât? Ieșim din pădure? Ce să ieși? Mamă! Incredibil de greu. Ia uite, ia uite unde mi-a intrat mâna. Hai să vedem de ce mă sprijin ca să
Ca să mă ridic totuși. Tocmai ce începusem să mă dau mai bine un pic. Și a venit Robica al meu cu ideea asta să ne dăm prin pădure. Idee care nu m-a fascinat. Căzătură urâtă. Hai, Marcele! Lasă-mă, că am căzut urât. Unde m-ai adus, Robica? Suntem la Vovrezin, restaurantul Coliba Haiducilor. Și o să servim o ciorbică de mânz. O ciorbică de Robica? De Robica. Da, nu intrăm aici, mergem în spate, la parlamentar, nu? Da. La protocol. Da, Robica. Alea dintre porți, vă zic cum puteți vedea. Zi-mă, cum îi zice aici? Coliba Haiducilor. În anul 2000. Din anul 2000 este? Da, da. Ah, iauzi. Deci are 24 de ani. Ia uite aici pe prietenii noștri. Salut, băieți. Ce faceți? Și un prieten, dar l-am pierdut. Te-am găsit, Robica. Ce, am luat nota 4? Da, 4. Romantic, îmi place. Ce ți-ai comandat? Ciorbă de porc cu tarhon. Ardelenească. Și eu ce mi-am comandat? O bere. Și o ciorbă de văcuță, cu smântână și cu ardei. Poftă bună! Corect! We'll be right back.
Păi spune eu că îi place melodia asta. Dragilor, aceasta a fost aventura de astăzi și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și mai ales un subscribe, să vă abonați la canalul meu pentru a vedea mai multe aventuri de genul acesta. Adică a fost o zi super, vă așteptăm pe canal să vedeți și mai multe experiențe și mai mișto. Și cu mai mulți prieteni. Exact. Noi am fost. Cine? Pic și Poc. Ceau.